Sfântul mucenic Gheorghe este un sfânt megalomartir, pomenit de aproape toate bisericile tradiționale. În anul 303, împăratul Dioclețian începe lupta împotriva creștinilor. Au fost dărâmate lăcașuri de cult, interzise adunările creștinilor, arse cărțile sfinte, iar cei ce refuzau să aducă jertfa zeilor erau uciși. În fața acestei situații, Sfântul Gheorghe nu se ferește să-și mărturisească credința în Hristos, motiv pentru care va fi întemnițat. Va fi supus la diverse chinuri, loviri cu sulița, tras pe roată, îngropat în var și altele. Dar nicio tortură nu l-a făcut să renunțe la credința sa. La data de 6 mai 2012, Sfântul Gheorghe a fost sărbătorit de Biserica Tuturor Sfinților, aparținând Mitropoliei Basarabiei. Hristos a înviat! Doresc să aduc felicitări de sărbătoare tuturor creștinilor ortodoxi cu sărbătoarea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe. Iată, biserica noastră face activitate deja în acest paraclis cu o jumătate de an. Face parte din Mitropolia Basarabiei. Dacă cercetăm mai bine istoria neamului, cu toții putem să spunem și cu mare încredere că suntem basarabeni. În această curte a bisericii vom înălța cu timpul construcția bisericii respective. Doresc ca să fac un îndemn tuturor de bun neam și de bună credință ca să ne ajute, să ne deie, ne întindă o mână de ajutor în aceste vremuri grele. Doamne ajută! Locuitorii orașului sunt nedumeriți despre diferența între Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei. Nu știți diferența între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei? Nu. Mitropolia Moldovei se spune Rusiei, Mitropolia Basarabiei României. Nu știu. Nu pot răspunde. Măritul acesta și minunatul vestitul Mare Mucenic Gheorghe a trăit în vremea împăratului Dioclețian, trăgându-se din Capadocia, de neam strălucit și luminat.